Dacă aveți câteva legume rămase prin frigider, haideți să vă arăt cum puteți să preparați un prânz pentru toată familia. Aveți nevoie de 4 cartofi fierți, am avut un brocoli pe care l-am pus la fier timp de 4 minute, apoi într-o tigaie am pus o ceapă, 2 căței de usturoi, am avut cam 200 de grame de ciuperci prin frigider, am adăugat și un dovlecel pe care l-am tăiat cu bulețe, vom pune sare și piper după gust, adăugăm și 2 ardei capia, am pus și puțin oregano, Adăugăm și 100 de ml de apă și gătim totul cam 10 minute. Am adăugat legumele peste cartofii fierți, mai condimentați cu sare, piper, puteți să folosiți condimentele preferate. Adăugăm și 3 ouă, amestecăm totul bine. Te aștept și pe canalul meu de YouTube la Cooking. Am adăugat și 3 linguri de amidon, 5 linguri de făină, după care am pus tot mixul obținut într-o tavă, L-am dat la cuptor la 180 de grade timp de 15 minute, după care l-am scos și am adăugat brocoli, 100 de grame de cașcaval ras și am mai lăsat totul pentru încă 20 de minute. Deasupra am pus niște bacon și cam acesta este rezultatul final. După cum vezi, poți să prepari un prânz cu resturile rămase prin frigider sau atunci când mergi la cumpărături și dorești să mai golești frigiderul. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Îți mulțumesc!